Salutare tuturor, RiseBossHeader și bine ați revenit la un episod din Hearthstone Heroes of Warcraft. Da, după cum bine ați văzut, nu sunt chiar cel mai bun jucător de Hearthstone, dar am reușit, după ceva ce m-am chinuit puțin acolo, mi-am făcut rost de Naxxramas, l-am terminat aseară și am zis, știi ce, hai să facem pachetele alea pe care am vrut să le fac cu ceva timp, știi, am vrut să fiu șmecher, să-mi dau și foarte șmecher în fața tuturor și na. N-ai ce să-i faci. L-am făcut. Făcut patronul, făcut patronul. Și acum, hai să vedem cum merge. Hai să-l testăm o țară așa pe aici. Gen, dăm un pic de casual. Pentru că nu dăm pe rank, să ne stricăm rank cu mare rank. N-avem și noi rank acolo, mare chestie, te chiși pe el. Te chiși pe el de rank. If you achieve level 20 in a season, you will earn a special card back. Oh my god. Ce fericire. Zul'dan. Deci vă spun de pe acum, o să-mi fie greu să-l joc până când mă prind cum se joacă. O să păstrez totul. Știu în mare că ăsta vine primul, apoi vine pe el. Cam pe la 8 mana începe distracția. Acum depinde cum reușești să-ți faci tu treaba. Dar cam pe la 8 mana începe distracția. Depinde. Sunt multe combo-uri gen, nu știu, pui patron-ul, pac, dai ăsta sau dai, nu mai știu ce. Trebuie să văd cum funcționează șmecheria asta. E ceva. Apoi, nu știu, trebuie să îmi refac paladinul, pentru că acum am cu ce să mai adaug acolo, l-am pe low tab, am niște lucruri care merg mai bine. Și pot să mi-l fac și pe, cum se cheamă, și Face Hunter-ul să mi-l fac cu păianjenul, pentru că nu aveam păianjenul ăla dubios, știți voi, web spinner-ul. N-aveam web spinner-ul și era cam nasol fără el. Cred că nu putem face nimic, nu? Decât, da. Dăm face. Sperăm că ne putem bucura de asta, dăm puțin, dacă jocăm mai încet. Știam, văd că senzația puțin cam tare. Ok, apare în tipul ăsta, nu știe să joace, din păcate. Din păcate sau din fericire pentru noi, depinde cum vrem să o luăm. Ah, no, really. Ținem cu care doar, cum se cheamă, back-uri de la Heroes of the Storm, cred și eu că a fost un mistake, să zicem așa. Nici aș putea da tot face, dacă chiar îmi dau tot face și mă piși pe fața lui. Pentru că eu încă am nevoie de cărți ca să pot face combo. Hai să vedem ce face băiatul. Am death bite, deci sunt ok. Scatem death bite, scatem pe măsa și ne rupe bine. Asta e Zulok. Pe bune, vii cu jegul ăsta de Zulok la mine, vii, tu chiar asta vei să-mi faci mie, mă? Așa, mă. Bo. Vă spun că are și un power overwhelmed pe acolo, dar nu știu sigur. Cum putem noi face aici? Nu am alte creaturi pe care să le folosesc. Ok, hai să facem așa. Dăm face și mai ok așa. Și dacă îmi vine altceva, probabil o să fie mai bine. Hai băieții că te aștept doar pe tine. Ia să vedem. Se gândește, e pus în modul de gândire. Dacă îmi pică patron-ul, oricum o să păstrez asta pentru patron. Așa, upgradează, dă-i tot ce ai. Nu ca și cum aș avea Whirlwind și Execute și toate alea, dar ok, ai de capa, nu e nimic bun. Aș putea. Deși probabil o să mă înjure lumea, să fac și asta. Și gata. Și acum facem un d-asta și un d-asta și suntem ok. Suntem ok. Vedem acum cum ne descurcăm. Nu promit că o să fiu și bun. Cum am spus, încă încerc să-mi dau seama, cum să vă zic, îmi dau seama de greșelile pe care le fac de-abia după ce le fac, știi, asta. Bine, partea bună e că îmi dau seama de greșeli, dar acum o să vedem dacă le și pot evita în dățile viitoare, să zicem așa.
Aparent băiatul ăsta nu știu ce are aici, sau fata. Cheamă Dan Shaku. Dan Shaku. Așa că... Life Tap. Mă gândeam să-mi fac un Mech Hunter. Mech Hunter părea fun. Wow, dar stau chiar foarte nasol cu cărțile, adică pe bune. Mamă, ce-mi place asta. Shit. A omorât pe ăla. Wow. Atât de multe creaturi pe care le pot face praf. Incredibil. Well. Salut. What? Ce nenorocit. Nici m-am lăsat să mă joc. Bă, ce panorama. Ok. Mai jucăm un match, mai jucăm un match, cum să nu? Jucăm un match, cum să nu jucăm încă un match? Sounds perfect. Bă, și eu care ziceam că... Că acum mamă și-a trântit ăla acolo, fii atent, o să... Na. Cred că aveam Malgani sau ceva. Sau mă îndoiesc dacă avea, punea și chestia, dar nu are carte de Nax Ramas. Ok, avem Rogue. Băi, asta e ceva. Da, cum am spus, dacă aveți pachete pe care vreți să le încerc, acum mai ales acum că am mai multe cărți, puteți să mi le sugerați, de preferabil ceva ce nu conține Dr. Boom, pentru că încă nu l-am pe Dr. Boom. Dar când o să l-am, vă anunț și pe aia să ne jucăm noi cu niște pachete de astea așa interesante, să zic așa. Și mult mai, mult mai interesant decât asta. Ok, hai să dăm coin și fuck this guy up. Pentru că asta poate fi atât de enervant, mai ales pentru ceva ce joacă creaturi mici. Eu nu știu, mie mi se pare atât de enervantă creatura asta, mai ales atunci când ești cu Zulok. Pentru că știi că ai foarte multe creaturi care nu au foarte multă viață. Dar... Ok, aparent evită, putea să dea daggere, dar nu a vrut. Așa că putem face două chestii, să facem așa. Cât mai mult damage la început nu strică. Sincer. Adică pe mine nu mă deranjează. Dacă îl pot aduce low cât mai repede, e perfect. Pentru că atunci când cineva e low, gândește cât mai groaznic. Adică nu-și vede de niște... Ok. Ok, deci a scos ăla. Are problema asta. Asta din nou trebuie combinat cu chestia aia și cu da. I-aș putea da slam, dar renunț la un card draw. I-aș putea da execute, dar mi-ar fi cam sâlă. Dar cred că îi dau un execute și las așa. Puteam să încasez 3 damage, puteam să încasez, dar cum se cheamă? Momentan jucăm la ranked, băieți. Jucăm la ranked. Dacă mă judecați, mă judecați. Asta e singurul om care mă poate judeca în momentul de față, nu știu. E râdul. Coaie, ești groaznic. Lasă-te. Chestia genul ăsta. Știu, am văzut unul dintre voi, ați fost ceva genul. Wow, wow, wow. Wow. Aparent, Mad Bomber-ul e cu mine. Ce nașpa de el. Îmi dau seama de ce frustrare e acum în sufletul lui. Shit, son. Oh, dar nu pot face nimic, adică e absolut groaznic. Ah, poate ar trebui să mă obișnuiesc eu cu pachetul ăsta așa. Lăsăm așa că e mai bine. Nu știu, cred că la Patreon dacă nu spică cărțile de care are nevoie e nasol.
foarte, foarte nasol. Pe bune? Și vă spun că nu o să atași cu el? What? Wow. Atâta trudă, dău. Nea, nu mă interesează. Ei, finally, ceva pe care pot să folosesc. I should slam that bitch. Dă-mi o carte, te rog, mersi frumos, carte e perfectă. Și probabil aș putea să mai trag o carte. Hai să mai tragem o carte. Și așa să-i dau un bonus nenorocitului ăla. Pentru că... mereu există problemă cu Acolyte of Pain. Are un damage. Dacă poți să-l bufești să... îi convingi pe restul să... să-ți atace ăsta, e mai bine. Ok. Încă o carte. Ok, zice ce mai putem scoate. Oh, perfect. E o combinație de milioane. Așa. Aș putea dau execute, dar nu dau execute. Lăsăm așa, e perfect. Așa îmi voi face rost de... ceva armură. Face rost de vreo... 3-4 puncte de armură? Cam așa? Până nu pică Green Patron-ul și... asta nu vă face nimic. The fuck? Ok. Acum îmi pare rău că nu am Brawl. Ar trebui să-mi bag Brawl în pachetul ăsta. Trebuie. Ok, deci mă atacă direct, am înțeles. Ok, eu pot să-i dau... va trebui să scap, da. Deci bine că am păstrat execute-ul. Cât de cât. Wow, le dă stealth. Să o crezi tu, bro. Ok. Pot să-mi dau un slam în al meu, nu știu că nu-i problemă. Nu prea mă ajută. Pot să mai trag două cărți și aș ajunge la 3 mana. Hai să vedem. E, uite că a venit și patron-ul. Acum n-are de ales să-mi atace unul, să-l facă praf și mai scop puncte de armură. Nenorocită aia atacă de două ori, firai harpiu vieții. Nu, bă, și exact ăla cu viața mea mare. Bă, ce nenorocit. Bă, e posibil să-l pierdem pe ăsta? Tot nu înțelege ce joacă ăsta, joacă un random deck, nu e ceva pe care să-l știu. Max Ramos, shit, ok, m-a liniștit ăsta. N-am nici taunturi. Are Lethal, n-ai ce să-i faci. Să încercăm niște next gen tactics. Stai puțin. Ah, un minion takes damage. Fuck. N-a fost o combinație genială. Ok. Dacă îmi vine Warsong-ul ăla acum, sunt scăpat. Dacă nu vine, mi-am dat drag. Ok. Hai, Warsong, te rog. God fucking damn it. And plunder. Hai să tragem. Close enough. Da, puteam să-i dau un ăsta, nici prost am fost. E ok. Jucăm groaznic, până nu obișnim că îmi va trebui 3-4 meciuri. 3, 4, 5, 6 meciuri pe acolo, cine știe. Ok, deci mi-l poate sparge pe ăla, dar trebuie să scoată 7 damage de undeva. O întrebare de unde scoate 7 damage. Vedem. Deci dacă îmi pică Warsong-ul, deci dacă nu mă bate runda asta și îmi pică Warsong-ul... The fuck?
Ok. Asta nu cred că a fost cea mai worth mișcare ever. Dar am vedem imediat. Așa. Ok. Warsong sau nimic, băieți. Warsong. Să-mi bag. No, mă cam face. Mamă, unul damage mai trebuie să bapă țiganca aia. Fai de capul meu. Deci unul damage mai trebuia și o băteam pe aia. No, this is fucked up. Na. Băi, din păcate, na. Putea fi ceva mai interesant, putea fi. Am făcut niște greșeli, le știu acum, le-am notat în minte. Știi, ceva genul, Bob nu le mai face asta niciodată. Da, e destul de fucked up. Puteam să câștig meciul, puteam să câștig, era al meu, dar am făcut o combinație de care nu trebuia să mă leg. Bine, n-am făcut o combinație prea deșteaptă, să zic așa. Hai, mica, o să mai jucăm și data viitoare tot cu Patreon-ul. Normal, mai jucăm puțin cu Patreon, vedem cum e. Și da, lume, cam asta ar fi tot pentru partea asta din Hearthstone. Sper că v-a plăcut, nu uitați să like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare, pa, pa!